Județul Hunedoara se află sub avertizare cod galben de caniculă. Iar astăzi, la orele amiezii, mercurul din termometre a depășit în orașe 36 de grade Celsius. Temperaturile se vor menține la fel de ridicate și în următoarele zile, iar în aceste condiții, instituția prefectului a impus deja primele măsuri de combatere a caniculei. Prima măsură care se impune este informarea populației pentru a putea să gestioneze programul într-un mod adecvat, astfel încât să evite temperaturile ridicate din mijlocul zilei. Instituțiile abilitate să acorde primul ajutor în caz de urgențe au fost avertizate că s-ar putea să fie cazul să-și mărească efectivele pentru a interveni în timp util și în condiții optime pentru acordarea primului ajutor medical. De asemenea, agenții economici trebuie să aibă în vedere reorganizarea programului de lucru, în special cei care desfășoară activități în aer liber, astfel încât angajații proprii să își protejeze viețile prin pauze mai dese și printr-o hidratare corespunzătoare. Deși autoritățile sunt obligate să amplaseze puncte de acordare a primului ajutor și să distribuie apă populației, doar în condiții de avertizare cod portocaliu sau roșu de caniculă, acestea sunt deja pregătite. Astfel, hunedorenii pot să apeleze la sursele de apă amplasate în holul principal al primăriei Deva, al Direcției pentru Sănătate Publică Hunedoara, dar și în majoritatea farmaciilor. Cei mai afectați de temperaturile ridicate sunt ca întotdeauna persoanele vârstnice, copiii și bolnavii cronici. Pentru toți, dar în special pentru aceste persoane, trebuie să ne hidratăm corespunzător. Hidratarea înseamnă în această perioadă mai mult de 2 litri de apă pe zi, de la 2 până la 4 litri de apă pe zi, dar putem să ne hidratăm și cu alte alimente bogate în apă biologică, cum sunt legumele și fructele, în special roșiile, castraveții, fructele de tipul pepenele roșu, pepenele galben, dar și produsele lactate. Un pahar de iaurt are aceeași cantitate de apă ca și un pahar de apă. Fără o hidratare corespunzătoare pot apărea crampele de căldură, epuizarea cauzată de temperaturile ridicate sau șocul hipertermic, ultima afecțiune putând fi chiar fatală fără acordarea rapidă a îngrijirilor medicale. În plus, pentru a nu ajunge în astfel de situații, medicii mai recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orar 11-17, îmbrăcăminte adecvată, confecționată în special din bumbac sau in, lejeră și de culoare deschisă.